Bună ziua și bine am început un alt vlog sau un alt clip, că nu știu dacă-s neapărat vloguri astea, cred că sunt clipuri. E 23 februarie, m-au speriat păsările. Și chiar înainte să încep clipul ăsta, când m-am gândit, bă, cum să încep? A, zic că e 23 februarie și zic, bă, e ziua lui Vlad, mă. Da, deci ziua lui Vlad e 23 februarie, mâine 24 februarie plecăm spre România cu golful. Acum am mult până la Vlad să îi zic la mulți ani. Și cu ocazia asta am zis că dacă tot scot mașina din garaj, să vă arăt un pic ce înseamnă la mine pregătire pentru un drum de România. Practic mâine dimineață la ora 9 avem vaporul din Helsinki spre Tallinn și apoi vrem să ciocănim 2300 de kilometri fără oprire. Adică fără oprire în sensul că nu vrem să ne oprim să dormim. Eu zic că e posibil, o să fie undeva la vreo 30 de ore de condus. Dar vedem cum decurge treaba. Dacă e nevoie de pauză, facem pauze. Și astăzi am pregătit un pic mașina. Și am zis că dacă tot plec, să nu vă prezint în lumina asta proastă din garaj. Și să dau mașina afară și să vă prezint afară. Cu ce am pregătit eu mașina pentru drum? Prima și prima dată vă arăt ce trusă de scule am eu aici. Practic am în trusa de scule mufe, conectori, am tot felul de pini, am tot felul de prostioare, deci ar trebui să mă descurc și la probleme electrice. Așa, și ce mai avem în trusa asta de scule? Băi, am de toate. Adică aici am tot felul de chei, șurubelnițe, nu știu, spray de contacte, bandă dublă adeziv, am de toate, deci am foarte multe chestii. Apoi aici am o trusă mică de scule, adică încep să încadă panduiții. Aici am o trusă mică de scule, apoi am clichet mare, am și un teu de forță mai mare, am și multimetru, am și un ciocan, am și perii de sârmă, am mai multe, multe, multe prostii. Și pe lângă trusa asta pe care am cărat-o în continuu cu mine, am avut-o când am mers în România și cu Golful 3, o să mai iau chestia asta cu mine. Momentan acumulatorul e încărcat cu 17, în caz că o să trebuiască să dăm roțile jos, să le pot da mai rapid și mai ușor. Cam asta e în materie de scule. Iar acum o să dau mașina afară și o să vă prezint cu ce e echipată mașina, că se vede mai bine afară. Azi dimineață am schimbat arepa, asta e arepa ce am avut-o aici, e arepa aia îndoită cu care am luat mașina. Am arepa asta, am cumpărat-o de foarte, foarte mult timp. Am pus-o foarte rapid, am schimbat-o, am aliniat-o mișto. Măcar nu mai are îndoitura, deci o să fie în regulă. Hai să scot mașina. Așa. Hai să vedem. Cheie aici. Hop, 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 hop. Atât. Ce nu am zis și ce nu am menționat, Golful 3 s-a vândut, n-am făcut niciun clip, n-am mai filmat nimic cu el, practic l-am făcut stock, i-am pus un interior stock, i-am scos interiorul de color concept verde, pe care sper să-l vând aici în Finlanda până a veni în România. Și la fel și suspensia, i-am montat o suspensie stock și am vândut mașina, am pus mașina la vânzare cu 600 de euro, eu pe mașină acum un an jumătate, cred, da, în septembrie 2022, am cumpărat-o cu 590 de euro, am pus-o cu 600 și am dat-o cu 570. Mic prețul, dar în același timp omul când a venit să o vadă, a trebuit să-i dau curent, a mers, a dat tutură cu mașina, s-a întors și după când a trebuit să plece, după ce am bătut palma, mi-a dat banii, a trebuit să mai dau o dată curent, adică a zis, băi, hai să-mi faci discount pentru baterie. Deci când mă întorc din oraș o să mai bag o dată mașina în garaj să o echipez cu tot ce am eu de dus acasă. Apoi îmi fac bagajul, un pic de somn la noapte și după mâine dimineață vine Vlad aici, punem Honda lui în garaj și apoi cu minunăția asta plecăm la drum. Hai să stai să opresc un pic ca să vă arăt cum am echipat-o eu așa, cu ce vom fi echipați de fapt la drum. Și nu știu cu ce să încep de aici, nu prea am cu ce să încep. Aici momentan nu e nimic, mi-am pus doar o cârpă din asta, un preș, în caz că îi trebuie să mă pun vreodată pe burtă sau ceva să-l am acolo. V-am zis, urmează să pun sculele. Ce mai am în spate aici? Opa, așa. Hai că asta are din asta, mă.
Aici am rată de rezervă, bine, care e de vară, bineînțeles, nu? Da, e o rată de rezervă de vară, am cric, am cheie de roți, am un spray de rugină, am cabluri, am un lemn, am două chingi în caz de ceva, am niște șervețele din astea umede de șters și cam atât la subsor aici. Asta se închide. Bun, apoi în partea dreaptă aici am ulei de transmisie pentru că i-am schimbat uleiul în cutie acum o săptămână. Am niște ulei de motor pentru că am făcut și schimbul de ulei de motor și am și niște lichid de frână. Am și o cârpă. Cam atât în partea asta, iar în partea asta am mai multe. În partea asta am un kit de reparație în caz de pană. Am o curea, era pe stoc, am zis o iau. Asta e trusa medicală, am o vestă și am și un electromotor pentru că săptămâna trecută mi-am schimbat electromotorul pentru că cârâia și ghiși ce? Electromotorul cumpărat din dezmembrări cârâie și el. Deci am zis hai totuși să-l iau și pe ăsta în caz că ne lasă sau ceva să-l avem, că nu-l car în spate. Și azi vă arăt și în torpedo ce mai am. Am luat castofonul de pe Golful 3 care are Bluetooth ca să putem să ascultăm și noi muzică. Am două suporturi de telefon, am două încărcătoare auto, unul cu mai multe prize, unul normal Samsung. Cablu, aici niște pliculete de zahăr în care că cafele pe care le cumpărăm n-o să fie dulci, o brichetă. Și apoi în torpedou am CD-uri, le-am avut în Golf, a fost foarte interesant că am adus Golful 3 aici pentru că mi-am dat seama că eu aveam foarte multe chestii pe care le-am de obicei în mașini. Era în mașina aia și nu, cum 3-4 luni n-am mai mers cu ea. Nu, de exemplu CD-urile astea au fost în Golf, acum le-am luat cu mine. Mai am o lanternă, am bineînțeles actele mașinii, am 3 perechi, 4 perechi, 3, 3, 1, 2, 3 perechi de mănuși. Am siguranțe pentru că data trecută când am fost cu Golful 3 în țară, asta a fost singura problemă de pe autostradă, mi s-a ars o siguranță și a trebuit să mergem să cumpărăm și acum am. Și bineînțeles, becuri de toate felurile, am aici mai multe pentru toate nevoile. Da, deci acestea fiind spuse, vă mai prezint, cred că mâine dimineață, cum arată mașina încărcată cu piese, bagaje și toate cele. Și apoi o să pornim la drum. O să fie interesant, o să practic ne plecăm sâmbătă dimineața, la ora 9, v-am spus, pleacă vaporul din Helsinki, deci plecăm la ora 9 dimineața. Eu estimez că o să ajungem în Heltiu, județul Bacău, satul de unde sunt eu și Vlad, undeva pe duminică, pe la după amiază. Eu mă gândesc undeva, nu știu, pe la 5, 6, 7 seara, vedem. Cam așa estimez, dar rămâne de văzut. Hai că am zis că revin dimineața după ce am mașina încărcată și toate alea, dar am pus acum pe jos așa piesele pe care trebuie să le iau acasă. Practic sunt niște piese care au fost la vânzare pe Rare Parts Helsinki și culmea le-au cumpărat niște amici, prieteni sau doar niște oameni din țară. Hai să vă arăt așa în mare ce iau. Deci aici am un set de etriere de, practic de Audi A6 mai nou sau de Porsche Macan. Se potrivește și pe Macan, sunt niște etriere destul de mari pentru frâne pe disc de 3-4-5 mm. Aici am un set de spălătoare, instalații de spălătoare, doar că lipsește diuza asta, una din ele, pentru Golf 3. Astea sunt niște buzunare de ușă Blaupunkt pentru Golf 3, destul de rare. Erau șmecheri așa cu boxă, cu așa. Aici am un Stag Volkswagen pentru un prieten din Brașov. Setul de jante ATS Pepper Pot, care, nu știu, mie îmi plac foarte tare și culmea, tipul care le ia ca să le pun în casă, deci nu o să fie montate pe mașină, o să fie efectiv bibelou în casă. Un Heckblende de Mercedes 124 și acum aștept răspuns dacă duc și bara asta de Golf 4 Caracter. Caracter e un producător, un tuner pentru, a făcut niște body kit-uri pentru Volkswagen și nu numai, dar pentru grupul Wagen în general, făcută din plastic, deci nu e făcută din fibre de sticlă, nu se sparge, e flexibilă, e șmecheră. Da, și foarte rară și e căutată, dar aștept să văd dacă o iau, dacă nu totuși tot mă gândesc să o iau, poate o las acasă. Și în același timp mă gândesc dacă să mai iau niște chestii de pe aici, mă gândesc să iau de acolo haionul de portbagajul de Audi A4, S4 de fapt, B5 de America. Mă gândesc dacă le iau și pe ăla și o să văd ce mai pun de aici, că practic mi-aș mai ușura din
munca pe care o să o am în aprilie, când trebuie să iau tot de aici. Și, na, văd ce mai pun și o să depozitez la ei mei acasă. Hai, neața! Numai bine, cred că a venit și Vlad, dacă nu s-a blocat. Dar, da, mașina e gata, e pregătită. Nu mai știu, n-am mai filmat aseară, cred că, dar am luat și un set de roți de-a lui Vlad să le duc acasă. Am luat și haionul ăsta, sau portbagajul ăsta de S4 B5 de America, pentru că după aia o să-mi fie greu dacă o să-l las pe când o să vin cu Duba acasă. Da, Vlad a rămas înțepenit, trebuie să-i dea mai cu viteză. E incredibil de slippery aici și când mergi spre casă trebuie mers cu mare, mare grijă. Hai că scot mașina până una alta, cât se mai chinui el. Opa! Să-i facem loc lui Vlad. Și cam mai e. Ia uite, intră? Nu cred, tot încet. Tot încet. I-am zis că încerc eu să mă pun la volan. Că am experiență de curte. Băi, e patinoar, n-ai cum, e patinoar. Și bineînțeles că noi suntem amândoi cu Adidas. Dar de fapt și cu ghete ar fi patinoar. Bă, să-mi ba picioarele. Uite ăla că cum e, mă. E icy, icy, icy. Hai să vedem. I-am zis să-și ia viteză din drum. Poate, poate. Bă, dar ce gheață e, dă-te în puii mei. Ia să-l vedem. Lime. Uite, aici a zgâriat. Deci are și el ținte la învelope. Dar se pare că degeaba. Bă, n-am cum să împing, că e gheață. Dă-i cu a doua și dă-i. Dă-i, 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 lasă, bagă-te, 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 bagă-te. Băi, m-am pus în curva aici să mă pot duce la vale. Dă-te în puii mei, cum poate fi așa gheață? Ia uite ce e aici. Când te-ai blocat acolo am crezut că gata, așa rămânem. Trebuie să vii să te trag, pierdem vaporul. Am zis, hai că am început bine. E bine, mă. Stingi luminile. Ai urcat-o toată? Așa, cred că ar fi atins. Hai. Da. Ia-te. Stai, mă, frate. Trebuie să mă sulei duel. Gata, mă. Hai că acum filmez, că n-am filmat atunci când te dezbrăcai. Gata, mă, se pleacă. Ia să ia. Opa. Mă tins aici, mă, frate. Ia uite, mă. Aici e bine, mă. Gheața după lume. Se aranjează bagajele acum. Ia. Nu face două din astea acum să aranjezi un pic bagajele. Hai să ne aranjezi. Taurete. Aranjează bagajele, taurete. Hai că mașina stă pe curbe dacă e. Mașina stă pe curbe. Hai că stă pe curbe. Ia aici. Asta da. Gata. Trebuie să ajungem și acasă. Trebuie să ajungem și acasă, mai avem 2000 de kilometri. Haide, domnule Andrei, prezentați-ne vaporul. Se merge. Hai pe la camere. Haide. Deci prima dată mergem la camere unde stătea Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio dormea în camerele acestea.
aici a stat el și a pictat-o pe... Cum o chema pe asta? Jack, come back, I don't know. Fata cu care e așa DiCaprio și ați înțeles voi, el a pictat-o în... chiar un... Doamne ferește, deci chiar la 7333, aici a stat DiCaprio și a pictat-o și a desenat-o pe acea fată. Aici sunt oamenii care... care se ocupă de filmare, sunt oameni de, din crew, aici se odihnesc, că DiCaprio joacă, ei aici se odihnesc. Hai să vă aduc la petrecere, unde DiCaprio de obicei se relaxează după filmare. Eu zic să te duci, să te duci înăuntru. Hai să vă arăt și unde... Aici au avut danse, chiar aici, aici DiCaprio cu fata asta, aici au avut ei dansul, când se duceau spre sala mare. Și hai să vă arăt sala mare. Sala mare e o sală mare, bineînțeles, au bar, au băuturi, de obicei au și striptease, dar acum pe timpul zilei nu au. Aici DiCaprio se mai antrena că el a mai... Merge minute. Și acum am ajuns în restaurant sau un bar unde DiCaprio se distrează. Da. Acesta a fost turul vaporului. Cred că trebuie să mergem spre mașină. Arată-ne drumul, domnule. Nu știu cum să ajungem la mașină. Ce să arăt? Că nu știu exact când să ajunge. Nu se știe. Nu se știe. Ia vezi aici oglindă. Uite, stai. Uite acum, jos se văd numai picioarele. Deci picioare în picioare. Nardo? Înseamnă domnul DiCaprio. Gata, mă, ne-am urcat în mașină și am zis să băgăm un pic, să vedem cât avem până acasă. O zi și 4 ore, 2191, acum e 11:20, practic e aceeași oră cu ora României. Și zice că mâine la 4 ajungem. 48 minute. Deci clădire mare, așa zici că e parlamentul. Toyota. Toyota. Păfulu. Păfulu! Ce l-am speriat. Strac. În Estonia e mai ieftin. Muștoară-i viața mea. Mașina merge singură. Merge golful. Am făcut 233 până acum, de kilometri, bineînțeles, dar 30 au fost de acasă până la port, deci numai 200 din Tallinn. Ploios, amoros și cam atât. Avem 360, a trecut Vlad la volan. Serios, frumos. Are permisul în regulă. Are permisul în buzunar. Suntem în Letonia. Am trecut de Riga. Mergem acum spre Kaunas, Lituania. Ciocănim! Super interesant, în față e, nu știu, e foarte, foarte norat, plouă și în dreapta zici că a deschis Dumnezeu poarta, nu știu, e... acum am dat luminositatea mică ca să se înțeleagă, dar e foarte, foarte multă lumină, e așa multă lumină că s-a făcut, opa, stai, s-a făcut lumină în mașină, adică lumina asta e de la cer, cum ar veni, nu știu, e interesant. Și încă nu suntem atât de obosiți să ni se pară. Tare. Bate-ți gentura.
my ledger, sit down with those who need the most of me. The baseball cap was a ghost, this is real to me. I got steals, my uncle's talking. Takes a champion to walk and keep walking. Drink it, let the wind sink it, sing it. So I took my 14 years up to bed. Zici că punem țuică, mă, zici că trebuie să ascundem țuica să nu ne prindă ăștia la vamă. Ascundem țuica, mă, băieți. S-a ajuns în Polonia, n-am să vă mint. 709 km s-a făcut bărbat. Golful rezistă, noi suntem țape în dibeț. Băi, s-a mers 905 km. Suntem paralizat. Nu, man, nu. Vlad a dormit până mai acuș, adică a dormit. Cred că chiar a țipit acum puțin timp și... Da, acum 2 minute a țipit și acum am ajuns. Ia, asta e ok. Da, ne-am oprit la un restaurant cea să mâncăm, să servim... Servim și noi ceva mâncare. Și după aia mai ciocănim, bineînțeles. E 10 seara, ora României și a Finlandei, ora 9 seara... Poloniei. Hai să vedem ce au ăștia aici. Recepția. Hai la recepția. La recepția. Hai la restaurantia. Hai că mai facem o alimentare. Ne-am apropiat de un rezervor gol și practic am verificat și am făcut 830 și ceva de kilometri. Venim imediat cu câți litri. În Polonia prețul e mai apropiat de România. E 6,92 zloți. Asta e, nu știu, cred că vreo 7 lei. Bun, deci 46 de litri, de fapt Vlad a mai pus un pic acolo, a pus ceva de genul, uite cum a intrat un pic. 47 de litri la 832 de kilometri, asta înseamnă un consum de... Hai, cât am intrat în benzinărie, am făcut și un mic calcul. Vlad mă salută cu piciorul. Și da, deci un consum de 5.6, destul de bun. Mers pe autostradă 120-130, cam pe acolo. 5.6, bine tare și tot de încărcați. Băi, 7.20 ora României. Noi suntem în Ungaria, mai avem cred că vreo 50 de kilometri până la granița cu România, până la Vama Urziceni, pe unde intrăm noi. N-am ce să comentez, mașina a mers bine, noi am mers cam câte 2-3 ore, nu prea am mai filmat, că n-avea rost, a fost noapte. Destul de obositor, dar după 2-3 ore ne-am tot schimbat, am încercat, am mai moțăit așa, un fel de dormit. Ne-am luat acum niște hot dogs din ăștia așa în pâine. Ciocănim, acum abia aștept să intrăm în țară, să se facă lumină și după aia din țară mai avem, adică de la intrare din țară, ne-am tot pus locația Carei ca destinație și practic de la Carei am mai avea 550 de kilometri, ce râde, am mai avea 550 de kilometri, adică 8 ore, deci încă un schimb de muncă, încă o tură, cum zicem, o tură, un shift. Hai că-i încuiată. Și s-a intrat în România. S-a trecut, asta a fost granița Urziceni. Nu se mai vede. Da, stai, uite aici, se vede indicatorul. Poți să oprești chiar aici, să facem și o poză. Ia, măș. Avem și buletinul aici, frumos. Ia, opa. Op. S-a ajuns, mă. Ce mi-e ciudă că n-am sticker cu rare parts, că puneam aici un sticker. Da, mă, ce trebuia să mai zic acum că am intrat în țară? Ultimii 350-400 de kilometri, ceva de genul. Deci prin, cred că vreo 150 de kilometri în Polonia, după aia Slovacia și Ungaria. Efectiv, am mers prin niște zone, nu știu, ba prin dealuri, ba prin sate, ba pe, nu știu, drumuri nasoale tare, drumuri rele, am avut și niște drumuri bune, drumuri fără marcaje, a fost nasol, chiar au fost niște kilometri urâți, dar i-am dovedit, a fost ok, într-un final.
Și ce voiam să mai zic, da, mi-am amintit că acum am zis, băi, stai, mi-a trebuit să mai zic ceva. Dar deci, practic, când am plecat din Tallinn, maps-ul zicea că ajungem la Carei, că asta a fost localitatea pe care am pus-o ca să ne bage maps-ul pe la Vama Urziceni. Scria că ajungem în Carei la 8.40. Bineînțeles, ne-am oprit să mâncăm, a durat o oră pentru că a venit greu mâncarea, am tot avut pauze de pișu caca, am tot avut pauze de, ce am mai avut, de alimentat doar două, n-am alimentat de prea multe ori. Și nu, mai crescuse, bineînțeles, timpul, dar culmea pentru că am trecut prin zonele alea, cu drumurile alea, prin localități, să zic așa, cu limite de viteză destul de mici, au fost foarte, foarte mulți kilometri cu limita de viteză de 50 km pe oră. Și bineînțeles, noi am avut și perioada când mergeam cu 100-120 în zonele alea și atunci am câștigat și am ajuns, e practic acum, și am trecut deja, deci acum suntem deja în Carei și e 8:02, deci ne-am mișcat mai mult decât grozav, am câștigat 40 de minute plus toate pauzele, deci undeva la 2 ore, zic eu, am venit mai repede, da, cred că am scos 2 ore față de cine dădeam maps-ul. Acum până acasă mai avem 555 de kilometri, 8 ore. Eu sper să facem în 7. Nu, aici cred că acolo. Gata, da, acolo era. Îi dau, acum cred că mă mai pun eu la volan, mai ciocănesc eu vreo 2-3 ore și sperăm să ajungem. Alimentare după 20 de ore de condus, sau 21. Ca goblin de stăpânul ideilor, bă. Lei, uite cum arată golful. Oh, cam încet. Try again. Dubla 2. Gata, bă, e necum. Oh, da. Facem full-ul că avem bani. Gata, mă. Acum 50-68 de litri și să vedem câți kilometri băgasem, că n-am verificat. Ia, să vedem. Opa, cum vedem? Nu vedem. Vedem imediat. Vedem acum. Ia. Service în 2000 de kilometri, nu l-am resetat niciodată. 822 de kilometri, cât? 50-68. Calculul fac imediat. Da, deci s-a mers mai tare în ăștia 822 de kilometri. Da, băi, la ciocănea, la un moment dat i-am zis, hai, lasă mai conduc eu, că îi dai cam tare. 6.1, în fine, tot e bun consumul, dar s-a mers mai puternic. O să plătesc. Trebuie să plătești. Bă, dai fain, măi, fain, e 10 grade afară, ce miștoi. Tare. S-a ajuns în Sighișoara, s-a făcut pișare la acesta mall. Și cam atât de murdară e mașina. Și, bă, dar uite ce interesant. Nu știu cum. Bă, ce pui mei se întâmplă, dar fii atent. Roata spate are asta, are chestia asta așa de la plumb. Cumva cred că s-o fi strâns acolo mezială și fii atent, aici la fel. Tot asta, tot la plumb. Explicați-mi fenomenul, că nu cunosc fenomenul, știi, cu dunga asta la plomb. Așa și pe partea cealaltă. Da, ciudat. Ciudat. Da, mai avem 2 ore 40, cum am uitat, 2 ore sau 3 ore 3 ore 40 și 240 de kilometri sau ceva de genul, nu mai contează. Dar îi dăm înainte. Trebuie să mergem acum de din Sighișoara, dăm spre Brașov, dar facem stânga undeva spre Miercurea Ciuc. Și apoi dăm spre Târgu Sepiesc și Sfântul Gheorghe, de fapt, nu Miercurea Ciuc, da. Sfântul Gheorghe, Târgu Sepiesc, Onești și de la Onești mai e foarte puțin. Plecăm! Băi, și s-au ajuns aproape de destinația finală, care destinația finală e peste apa, care se va vedea curând. Drumul național. Avem 2200, iar nu se vede, mă. Băi, ești nebun, numai noaptea se vede, mă. Ia. Luminositate? Așa, 2232 și cred că mai sunt încă 2 km de aici, până în fața porții. Aici se trece râul Trotuș și acolo este satul Hertiu, unde bagabonții ăștia doi provin.
nu știu ce să mai zic, trebuie încheiat clipul ăsta că nici l-am mai filmat, n-am mai avut rost, efectiv s-a condus, s-a condus bine, în total n-am zis, chiar acum ne-am calculat un pic cam cât am dormit, eu am dormit odată o oră și cred că am mai ațipit de vreo două ori în alte două momente, iar Vlad, cred că în total a dormit 4 ore, că el a mai dormit un pic acum mai bine spre, mai în apropiere de casă, nu? Da, aici, da, da, aici da. Ai băgat un pic. De la Brașov. De la Brașov. Dar am dormit puțin și în total au fost, de când am plecat de acasă au fost 31 de ore, că am plecat la 8 dimineața, acum ai 3, adică e 4 fără de fapt, sunt aproape 32 de ore de fapt. Deci 32 de ore de când am plecat de acasă și noi am calculat 28 de ore de când am plecat din Tallinn, că practic de acolo am început să conducem, că de acasă până la vapor au fost 30 de kilometri, mai ar vrea să spun. Da, asta a fost excursia, asta a fost clipul, cred că aici încheiem clipul. Băi, s-o băsit, îți rup. Ce-am avut noi parte în toată excursia asta, foarte mulți kilometri în Polonia, Slovacia, am zis acolo de aia 300 și ceva de kilometri. Băi, drum nasol, plus grop, ceață. Păi nu, dar vorbim din infrastructură, ceața nu e chiar pus. Plus ceață. Băi, gata, încheie că suntem copți. Și Vlad vrea să facă încheierea. Încheierea e în felul următor. Băi, s-a ajuns acasă. Vă salut și vă respect, domnilor inspector, șef militar de la Poliția Brigadier Onești, Bacău. S-a pus punctul pe ei, gata. Pa!